Domnul să se îndure de noi în continuare, să ne dea Domnul har fiecăruia dintre noi și puterea de a-L sluji pe Domnul, pentru că El își dorește ca fiecare dintre noi să putem să Îl slujim. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, citim un pasaj care în această dimineață ne va sluji ca și învățătură. Un pasaj care îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 1, vom citi de la versetul 4 și vom conclude în versetul 8. Faptele Apostolilor, capitolul 1, pagina, traducerea Cornilescu, 1055. Cuvânt al lui Dumnezeu care ne spune și ne vorbește în felul următor. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Haideți să mai înălțăm o rugăciune și aș vrea ca să cer ajutorul Domnului, ca Domnul în această dimineață să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Am să mă rog ca Domnul să ne dea har, ca fiecare dintre noi care suntem în această dimineață în locul acesta să putem să facem ceea ce Domnul ne-a chemat să facem și anume să slujim pe El cu cumpătate. Vă rog să plecăm capetele și am să mă rog eu în această dimineață. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos venim înaintea Ta cu mulțumire. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta și pentru credincioșia Ta. Îți mulțumim, Doamne, că până aici ai fost cu noi și îți mulțumim, Doamne, pentru faptul că am simțit prezența Ta în locul acesta. Mă rog, Doamne, de la mic la mare, tânăr și bătrân, Doamne, ca să ne cercetezi în continuare și să Te atingi de noi. Indiferent de nevoia, Doamne, cu care am venit în locul acesta, Doamne, știm că Tu ești suveran și Tu ai toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ, Doamne, ca să Te atingi de fiecare în parte. De aceea Te rog, Doamne, ca să dai la o parte orice piedică în această dimineață. De la o parte, Doamne, orice atacuri demonice, Doamne, orice dur de împotrivire, numele Tău ne rugăm să fie falimentate, Doamne. Și locul acesta în continuare, Doamne, prezența Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, să lucreze. Mă rog, atinge-Te de noi, Doamne, și Te rog, Doamne, ridică-ne la un statut după voia Ta. Doamne, dacă în locul acesta există persoane, Doamne, care au nevoie de intervenția Ta, Doamne, miraculoasă, mă rog, Doamne, ca să Te atingi de ei, Doamne, să vindeci, Doamne, în această dimineață. Dacă în locul acesta, Doamne, există oameni, Doamne, care nu mai au puterea să înainteze, Tu care ești Dumnezeul nostru, Tu care ai puterea divină, Doamne, mă rog, atinge, Doamne, și dă puteri noi în această dimineață. Dacă cineva aici, Doamne, este debusolat, Doamne, și nu mai știe încotro să meargă, Doamne, mă rog, Doamne, ca să îi dai direcție în această dimineață, Doamne. Dacă cineva, Doamne, este aici, Doamne, cuprins, Doamne, de îngrijorare, Doamne, de frică, Doamne, știm că Tu ai biruit frica, Doamne, și în numele Tău și noi suntem mai mult decât biruitori. În numele Tău, Doamne, mă rog să nimicești orice duc de frică, orice dur de depresie, Doamne, în numele Tău, mă rog să fie falimentate. Doamne, orice dur de divizare, Doamne, și de ceartă, mă rog să fie nimicite în numele Tău, Doamne. Și locul acesta, Doamne, pacea Ta, Doamne, să domnească. Și liniștea, Domnule, Doamne, a Ta, Doamne, să ne cuprindă pe fiecare în parte. Ajută-ne, Doamne, să stăm la dispoziția Ta. Și Te rog, Doamne, ca prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, să ne umpli pe fiecare în parte. Și îți mulțumim pentru aceasta. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată, Fiule și Duhule Sfinte în veci. Amin. Vă rog respectuos să ocupați locurile. Stimați frați și surori, stimați prieteni, este un har deosebit ca în această dimineață să putem să fim la părtășie împreună. Îi mulțumim Domnului în primul rând pentru această oportunitate pe care o avem să fim împreună cu dumneavoastră în această dimineață, iar apoi fraților slujitori, conducerii bisericii pentru faptul că în această dimineață ne-ați primit în mijlocul dumneavoastră să putem să ne închinăm împreună cu dumneavoastră, fratelui Ciprian în mod deosebit și celorlalți slujitori din biserica dumneavoastră. Mulțumim Domnului și lor și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze. Permiteți-mi totodată să aduc salutul Bisericii Tabor din Orșova, Bisericii Tabor din Turnul Severin și a celorlalte biserici, harul și pacea Domnului, frații de acolo, vă transmit multă sănătate și să rugă ca Domnul să vă binecuvinteze. Nu prea vreți binecuvântarea Domnului, mai zic o dată, noi de acolo ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Păi când e vorba de binecuvântare, nu cu tona să-i dea Domnul.
pentru că fiecare dintre noi ne dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este un Dumnezeu bun care binecuvântează într-un mod deosebit. În această dimineață, înainte să încep mesajul, aș vrea să vă provoc pe fiecare dintre noastre să rămânem într-un duc de rugăciune și să ne rugăm ca fiecare dintre noi, Domnul să ne vorbească în această dimineață. Domnul mi-a pus un mesaj pe inimă pentru noi toți în această dimineață, însă fiecare dintre noi avem această datorie să rămânem într-un duc de rugăciune și o să vă spun de ce. În urmă cu ceva timp ne rugam pentru o fată care era demonizată. Și în timp ce ne rugam pentru fata aceasta ca Dumnezeu să o elibereze, la un moment dat demonul din fata respectivă a început să spună în felul următor: voi mă scoateți pe mine afară din ea, dar ca și mine, spunea el, eu am încă mulți prieteni. Știam lucrul acesta. Am zis, dar unde sunt prietenii ăștia ai tăi? La care dintr-o dată demonul respectiv a început să spună: sunt în biserici. Că atunci când voi proclamați cuvântul lui Dumnezeu, să vină la mintea omului și să spună: oare chiar așa o fi? Oare nu o fi altcumva? Și să vină cu tot felul de chestiuni la nivelul minții, zice, ca omul să nu poată să primească cuvântul lui Dumnezeu. Acum permiteți-mi să vă pun întrebarea aceasta. Nu vi s-a întâmplat de multe ori să fim în casa lui Dumnezeu și mintea noastră să fie în altă parte? Mai e cineva aici împreună cu mine? Mă, voi toți sunteți sfântoci aici. Niciunul dintre voi n-ați avut niciodată. Păi fie, îmi dau seama că și acum dimineața asta deja la nivelul minții noastre există luptă. De ce? Pentru că asta este strategia diavolului. Diavolul e acela care totdeauna va încerca să ne atragă atenția, să ne concentrăm la altceva. De ce? Pentru că știe că cuvântul acesta lui Dumnezeu are putere. De aceea vă provoc în dimineața aceasta și nu numai în dimineața aceasta, începând din dimineața aceasta, da? Ori de câte ori cineva cântă, predică sau face o slujire, haideți să rămânem într-un duc de rugăciune. În felul acesta ne angrenăm, ne disciplinăm și cel rău nu are puterea ca să ne lovească la nivelul minții, pentru că este strategia pe care el o are. Dacă poate să-ți cucerească mintea și poate să-ți cucerească gândurile, va controla toate acțiunile. Este felul în care cel rău are puterea și capacitatea să ne manipuleze. De aceea în această dimineață Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă pentru noi toți, un cuvânt care ne va ajuta să înțelegem cât de important a fost pentru noi ceea ce dumneavoastră veți aici în dreapta, crucea lui Iisus Hristos, da? Momentul acela care nu face altceva decât, în momentul când vorbim despre cruce, da, este simbolul creștinătății. Dar crucea Mântuitorului Iisus Hristos este cea care de fapt separă lumea în două. Știți că lumea e împărțită în două, până la Hristos și după Hristos. Și lucrul acesta se datorează faptului că crucea Domnului Iisus Hristos este cea care a făcut diferența aceasta. Însă o să plec de la momentul acesta în care Mântuitorul Iisus Hristos a ales ca să moară din dragoste pentru fiecare dintre noi. A ales ca să moară, ca mai apoi să învie a treia zi și, așa cum se spunea în această dimineață, El este Regele Regilor și Domnul Domnilor, lăudat să fie numele Domnului. El nu este un Dumnezeu mor, El nu este un Dumnezeu fictiv, El este un Dumnezeu care se implică în mod activ în viața noastră și în această dimineață, prin prezența Duhului Sfânt, El este prezent în locul acesta, lăudat să fie Domnul. Vedeți, punctul acesta care disparte omenirea sau care desparte istoria este un punctul acesta care, de fapt, pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu este un punct de referință. Și în această dimineață o să ne uităm momentul acela când Mântuitorul Iisus Hristos a ales să moară din dragoste pentru fiecare dintre noi, ca mai apoi a treia zi a înviat, și să vedem ce urmează după aia. Pentru că am citit un pasaj pe care Luca ni-l expune și ni-l aduce în relief și ne-l aduce în atenția noastră, un cuvânt care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, căci după ce Mântuitorul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, timp de 40 de zile a început să se întâlnească cu ucenicii și s-a întâlnit cu ucenicii săi și a fost acela care a început să îi încurajeze, să îi restaureze, să îi ajută să înțeleagă de fapt cât de important a fost momentul acela când El a ales să moară pentru fiecare dintre ei și dintre noi. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că înainte să se înalțe la cer, Mântuitorul Iisus Hristos din nou se întâlnește cu ucenicii. A fost ultima întâlnire, da, fizică pe care a avut-o împreună cu ucenicii și spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul acela ucenicii aveau așteptări din partea lui Dumnezeu ca Domnul Iisus Hristos să le dea câteva porunci, da? Probabil că se așteptau să le spună în felul următor: mă, ați fost 3 ani și jumătate cu mine. Acum ia mereți voi înapoi în cetățile voastre, în sinagogile voastre, mergeți la casele voastre, în business-urile voastre și spuneți la oameni ce ați văzut la mine, ce am făcut eu și lucrurile pe care eu le-am desfășurat câtă vreme ați fost voi împreună cu mine. Și lucrul ăsta pe undeva ni se părea normal, după 3 ani și jumătate în cea mai deosebită școală teologică a tuturor timpurilor, categorică era unul dintre așteptările pe care
probabil ucenicii le avea. Și la un moment dat ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos nu le spune lucrul acesta. Interesant lucru. Ci Domnul Iisus Hristos vede ceva mai important pentru ei, care ei trebuiau să experimenteze. Și le spune în felul următor: acum, chiar dacă voi sunteți din Galileea, majoritatea dintre voi, și acum sunteți în apropierea Ierusalimului, erau 96 de kilometri distanță de locul de unde Mântuitorul Iisus Hristos le vorbea, unde ei stăteau. Și la un moment dat le spune Domnul Iisus Hristos: știți ce? Voi acum va trebui să rămâneți aici în Ierusalim până o să experimentați o nouă dimensiune, pentru că am în vedere să încep o nouă dispensație, da, o nouă dimensiune în viața voastră. Și această dimensiune sau dispensație, în termeni teologici, nu va face altceva decât va impacta întreaga lume, și lucrarea pe care am să o încep în voi datorită crucii și datorită jertfei mele, va fi o lucrare care vă va ajuta și pe voi și pe toți aceia care vor urma după voi. Interesant lucru, la un moment dat ucenicii vin la Domnul Iisus și spun: Doamne, dar cum o să fie vremurile și soroacele? Știți, în generația noastră, unul dintre lucrurile cele mai importante care toată lumea ne frământă: Doamne, acum cum o să fie? Nu, acum a murit regina, nu? No. Acum cum o să fie? Ce o să fie? Oare cum o să fie când o să vină Domnul Iisus Hristos? În cele mai taburi titluri de predici, nu, pe internet, când vezi unul din ăla, cum o să fie cu fiara, când o să fie cu nu știu ce, toată lumea e curios de lucrul ăsta, să vadă cum o să fie când o să fie anticristul, cum o să fie când o să vină fiara, cum o să fie cu balaurul, dar ce să ia 7 capuri, dar ce-i cu tare, ce-i cu tare, toată lumea e curios de lucrul ăsta. Nu, așa erau curioși ucenicii, să vadă cum o să fie, Doamne, când o să vii din nou. Și Domnul Iisus Hristos parcă le răstoarnă toată ideologia și toată teologia și le spune în felul următor: dar nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Adică nu-i treaba voastră să știți cum o să fie atunci, când poate voi nici nu aveți șansa ca să ajungeți până atunci. Adică toată lumea suntem curioși cum o să fie când o să vină Domnul Iisus Hristos. Și s-ar putea ca pentru unii să vină Domnul Iisus Hristos peste o oră, 2, 3, 4, 5 sau de seară, nu? Dar noi suntem curioși totdeauna cum o să fie atunci, când o să vină Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. Păi dacă astăzi nu trăim cum trebuie pentru Domnul, degeaba cunoaștem noi cum o să fie când va veni Domnul, pentru că momentul acela nu-l vom prinde pentru noi. Și ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos le spunea ucenicilor și le spune nouă astăzi: treaba noastră este să ascultăm de Domnul, să ascultăm de poruncile Lui și să înțelegem lucrarea pe care El are în vedere să o facă în dreptul fiecăruia dintre noi. Și care era lucrarea aceasta? Și Domnul Iisus Hristos vine și le spune: care este treaba voastră? Este să rămâneți aici în Ierusalim și să așteptați aici făgăduința pe care prorocii Vechiului Testament au spus-o. Anume că va veni momentul acela când am să vă trimit un ajutor. Am să vă trimit a treia parte din Trinitate. Am să vi-l trimit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în această dimineață ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu și o să vedem de ce este important pentru noi ca și generație a secolului 21 lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și de ce este important ca fiecare dintre noi să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Categoric, în momentul când vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, părerile sunt împărțite și fiecare în funcție de contextul unde au crescut și s-a dezvoltat din punct de vedere spiritual, începe ca să-i amprinteze modul de gândire și îmi dau seama de lucrul acesta. Însă, ceea ce vrem să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață este să ne uităm dintr-o perspectivă biblică și să vedem exact de ce Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor lucrul acesta. De ce Mântuitorul Iisus Hristos nu le-a trimis? Da? Erau niște oameni care erau născuți din nou ucenicii. Au avut capacitatea, dacă veți citi Luca capitolul 9, cei 12 le-a dat autoritate, au mers, au rugat pentru oamenii demonizați, au fost eliberați, au fost vindecați oamenii. În Luca capitolul 10 îi cheamă pe cei 70 de ucenici, le dă din nou autoritate și lor și trimite 2 câte 2. La un moment dat vin ucenicii și zice: Doamne, așa de fain e să fim ucenicii Tăi. În numele Tău dracii sunt eliberați, de fapt demonizații sunt eliberați, bolnavii sunt vindecați, săracii primesc Evanghelia deosebit. Și Domnul Iisus Hristos la un moment dat zice: nu vă bucurați de lucrul acesta, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Erau oameni care erau a lui Dumnezeu, aparțineau, erau copiii lui Dumnezeu. Și totuși Mântuitorul Iisus Hristos îi responsabilizează de lucrarea aceasta. Și o să vedem în această dimineață, tipul care îl mai avem, cât de important este pentru noi în generația secolului 21 ca să înțelegem lucrarea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu își dorește să o facă în viața noastră. Bineînțeles că în momentul când vorbim despre Duhul Sfânt, părerile sunt împărțite și aș vrea să eliminăm câteva dintre tiparele de gândire care
de multe ori ne descalifică. Foarte mulți dintre noi gândim în felul următor: mă, Duhul Sfânt este o putere care vine și lucrează așa în viața mea și apoi când am eu nevoie de El, El este Cel care lucrează. Alții vin și spun: mă, Duhul Sfânt este un de lemn. Alții vin și spun: Duhul Sfânt e apă. Altul vine și spune: Duhul Sfânt e porumbel. Altul vine și spune: Duhul Sfânt e mai știu eu ce. Toate acestea sunt simboluri ale Duhului Sfânt. Însă să nu confundăm faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Este a treia parte din Trinitate. El este coetern, coexistent, da, cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. El este acela care este totdeauna îi dă întâietate Tatălui și este supus Domnului Iisus Hristos. Și atunci când vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că vorbim despre a treia parte din Trinitate, care această parte nu face altceva decât lucrează în mod activ, și o să vedem în această dimineață, în viețile noastre. Dumnezeu Tatăl este în împărăția sa. Domnul Iisus Hristos este la dreapta sa, este în împărăția sa. Cel care lucrează astăzi pe pământ este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel care ne convinge și lucrează în dreptul fiecăruia dintre noi este Duhul Sfânt. Și o să vedem felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în viața noastră și felul în care, de fapt, fiecare dintre noi ar trebui mai mult și mai mult în generația aceasta să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze. Primul lucru care vreau să-l subliniez în această dimineață pentru noi: de ce este important ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna te va ajuta să lupți împotriva păcatului. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va lupta în viața noastră împotriva păcatului. Știți de ce cei mai mulți dintre noi suntem falimentari de cele mai multe ori? Nu este neapărat că nu-L iubim pe Dumnezeu. Cu siguranță iubim pe Dumnezeu fiecare dintre noi. Dar problema este datorită faptului că de cele mai multe ori ne bizuim pe puterile noastre. Nu vi s-a întâmplat de multe ori, poate ai căzut la un examen, da, spiritual, și după ce ți-ai dat seama că ai fost falimentar, ai venit înaintea Domnului în rugăciune să-ți ceri iertare. Și ce ai spus Domnului? Cam în felul următor ne formulăm noi rugăciunea: Doamne, te rog, iartă-mă, dar îți promit că data viitoare nu mai fac cu tare lucru, nu? Îți promit. Și de fapt ce ai spus Domnului? Că tu prin puterile tale vei încerca ca să nu mai faci cu tare lucru. Fără să ne dăm seama că niciunul dintre noi n-avem capacitatea să-l biruim pe diavolul, să biruim puterea demonică, să biruim păcatul, pentru că până la Domnul Iisus Hristos niciunul dintre oamenii care au încercat să biruiască păcatul n-au putut să-l biruiască. Tocmai de aceea Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Tocmai de aceea Mântuitorul Iisus Hristos a ales să moară ca jertfă de ispășire pentru fiecare dintre noi, ca păcatul și boldul păcatului să nu mai aibă nicio putere asupra niciunea dintre noi. Și ori de câte ori îl lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în mod activ în viață noastră, El este acela care totdeauna ne va da capacitatea aceasta să putem să ne împotrivim împotriva păcatului. Doamne, ajută la lucrul acesta. Apostolul Pavel la un moment dat vorbea celor din Efes, la un moment dat el venea și le spunea în felul următor în Efeseni capitolul 6, în versetul 13. El vine și le spune în felul următor: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, spunea el, adică să fiți îmbrăcați în totalitate, adică să faceți parte din împărăția lui Dumnezeu, să fiți copii al lui Dumnezeu, oameni care să vă supuneți voi lui Dumnezeu, ca să puteți să vă împotriviți în ziua acea și să rămâneți în picioare după ce veți birui 80%, 70%. Păi dacă Apostolul Pavel spune că după ce veți birui totul, înseamnă că totul. El nu vine cu jumătăți de măsură. El este acela care vine și ne vorbește. Dar atenție, Apostolul Pavel vine și spune felul următor: în ziua acea rea. Oare când a fost o zi rea? Poate cineva o să spună: frate Darius, o zi rea a fost acum 3, 4, 5 zile, 7 zile, o săptămână, 6 luni de zile în urmă. Atunci a fost o zi rea. Nu. Apostolul Pavel vine și spune felul următor: ca să vă puteți împotrivi în ziua acea rea. O zi rea a fost ieri, o zi rea a fost alaltieri, o zi rea a fost, da, astăzi e o zi rea, să știți că e o zi rea, deși din punct de vedere spiritual pentru noi e o zi bună, dar atenție! Și astăzi diavolul este acela care va încerca să te atace. Și astăzi diavolul va încerca să te descurajeze. Și astăzi diavolul va încerca să vină la nivelul minții tale să spună că Dumnezeu nu te iubește. Și astăzi diavolul va încerca cu tot felul de ispite să vină să acapareze atenția ta și mintea ta și ființa ta. Deci asta este strategia lui. În fiecare zi este o zi rea. Dar Apostolul Pavel vine și ne spune felul următor: noi nu trebuie să privim zilele rele ca și cu teroare. Adică, wow, o să mă trezesc mâine dimineață și iară mâine o să mă facă diavolul praf și
pulbere, nici într-un caz. Ci Apostolul Pavel vine și, vine și ne spune în felul următor: ne atrage atenția că în fiecare zi până vom merge la Domnul va fi câte o zi rea, dar nu nicio problemă, că în toate aceste zile rele noi putem să fim mai mult decât biruitori în numele lui Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Creștinul nu trebuie să fie acel copil al lui Dumnezeu care toată ziua să meargă cu capul pipirigit în jos, care să se simtă fără putere. Dar cum ești, frate? Da, păi eu știe Domnul. Dar tu nu știi? Dar cum e, soră? Da, păi zice, să vezi tu câte ispite am eu pe acasă. Da, păi să vezi tu ce m-a ispitit vrășmașul. Dar să vezi tu, și toată ziua ne lamentăm, toată ziua ne plângem, toată ziua suntem niște creștini din ăștia așa de apatici din punct de vedere spiritual, fără să ne dăm seama că noi ar trebui să fim oameni care, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu și psalmistul, să mergem din putere în putere. Doamne, ajută la lucrul acesta, pentru că Dumnezeu este acela care a pregătit toate lucrurile pentru noi. Problema este că ne bizuim de cele mai multe ori noi pe puterile noastre și nu mai lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească și să lucreze în viețile noastre, pentru că El are capacitatea aceasta să ne dea putere, să ne putem împotrivi diavolului, lăuda să fie numele Domnului. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el ce o să facă? O să iubească mai mult. Oricum te iubește, mustră-l Domnul. Pe fiecare dintre noi, tătă ziua după noi. Dar tătă ziua, dar să nu crezi că o să fiți cu tine, nu? Stăteam de vorbă cu un frate slujitor și zicea: frate Dariu, zice, eu, zice, nu știu cum sunteți voi, zice, că voi vă puteți ruga pentru ăștia care au probleme așa mari, zice, mie mi-e frică, zice, și să rostez numele lui Satana, zice, dacă se ia după mine. Păi zic, prin faptul că nu-i rostești numele, crezi că nu o să vină după tine? Dar păi la tătă ziua după tine, stai tu liniștit, indiferent de ce faci și cum, nu? În momentul când ai devenit copilul lui Dumnezeu, în momentul în care cel rău se ridică împotriva ta. De ce? Nu că ai tu ochii albaștri sau ești blond sau blondă, nu de asta, stai liniștit, nu de asta. Pentru că El este dușmanul lui Dumnezeu. Și în momentul când Dumnezeu ne-a creat pe noi creațiunea sa, în momentul acela El n-a făcut altceva decât indirect, în mod indirect i-a spus: da, pe mine m-ai aruncat din împărăția ta și nu mi-ai dat șansa ca să pot să fiu remediat, nicio problemă ca să-ți distrug omenirea, am să-ți distrug creațiunea. Suntem dușmanii diavolului, că vrei, că nu vrei. În momentul când ai jurat și în momentul când ai spus că vrei să-L slujești pe Domnul, în mod indirect ai devenit, da, dușmanul diavolului. Dar lucrul acesta n-ar trebui să ne înfioreze, ci dimpotrivă ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem: Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ești cu noi. În urmă cu ceva timp am stat de vorbă, am fost invitat la Cluj și am fost într-o sâmbătă chemat la un cerc de rugăciune și am mers la cercul respectiv de rugăciune și după ce s-a terminat rugăciunea, am zis către o domnișoară care era acolo, zic: aș vrea să stau de vorbă cu tine, să spun ceva. La care o zic către mine: eu nu stau de vorbă cu tine. No, zic, am ucei bai, o zic. Hai acum să spun ceva, zic. Uite, Domnul mi-a arătat cu privire la tine ceva, un lucru, zic. Hai să spun. La care ea: no, zic, am, hai mă, că nu-s așa de babau, zic, să nu stai de vorbă cu mine, zic, și stai liniștită că nu te mănânc. La care o zic către mine: nu, zice, eu nu stau de vorbă cu tine pentru că eu sunt o satanistă și știam că nu trebuia să vin în locul acesta, dar o prietenă tot o insista să vin în locul acesta. La care am zis: păi tot mai asta m-a urtat Domnul la tine, că peste viața ta există un blestem. La care s-a uitat de așa la mine și a zis: hai să spun ceva. De la 12 ani mi-am dat sufletul diavolului. Diavolul la mine în cameră are o locuință, are un loc unde stă. În fiecare dimineață vine să-mi spună ce să fac, cum să fac și de ce să fac. Și el este acela care nu face altceva decât mi-a dat anumite abilități. Spunea ea: dacă stau acum, imediat o să spun că o să intre doi bărbați, sunt îmbrăcați așa, așa, așa și lucrul ăsta. Avea niște capacități supranaturale din partea celui rău. Dar bineînțeles că în momentul când i-am spus ce mi-a arătat Domnul pentru ea, i-am stârnit curiozitatea și la un moment dat, după ce ea tot a început să-mi spună cât de bine cu diavolul, știam că nu-i bine cu diavolul, că diavolul niciodată nu o să fie bine, nu? Cu el, și dacă vrei să treci puntea, stai liniștit că te aruncă când ești pe mijlocul punții, așa că niciodată să nu vă întovărășiți cu el, că ăsta e un mincinos și unul care vrea să distrugă viața ta. Și am zis către ea: hai să spun ceva, știi care e diferența dintre tine și dintre mine? La care ea dintr-o dată s-a holbat, așa cum vă holbați voi la mine și s-a făcut ochii mari și zice către mine: dar care e diferența ea către mine? Păi diferența e felul următor, zic, tu faci parte din cea mai slabă împărăție. Zic, împărăția întunericului o pierdut totdeauna, nu a câștigat niciun război împotriva lui Dumnezeu.
Da? Faci slabă, faci parte din împărăția care totdeauna va pierde, pentru că ea niciodată nu va câștiga împotriva lui Dumnezeu. Zic, într-o zi și-am făcut parte din împărăția asta și diavolul m-a manipulat, diavolul m-a legat, a fost acela care mi-a chinuit viața. Dar în momentul când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, El m-a strămutat în împărăția sa și astăzi fac parte din împărăția Lui. Și zic, împărăția lui Dumnezeu n-are niciun faliment, împărăția lui Dumnezeu nu pierde niciun război, împărăția lui Dumnezeu nu va pierde niciodată. Împărăția lui Dumnezeu este aceea care totdeauna va avea propășire, la care dintr-o dată o făcuia către mine cam în felul următor. Ioi, zice, nu m-am gândit la asta, dar tu ce crezi, zic eu, că te ia după aia? Am prins, am întors curaj, așa, n-am, dau eu pe tine, mustre, că Domnul să te mustre, nicio problemă. Zic, dar tu ce crezi, că diavolul o să spună în felul următor, welcome to the losers club, bine ai venit în clubul pierzătorilor? Nu o să fac el niciodată asta. El o să-ți ofere mult și o să-ți dea puțin și ți-a totul, că asta e strategia lui. Dar Biblia ne vorbește că Dumnezeul nostru este acela care nu face altceva decât lucrează în viața noastră în mod activ și El este interesat de fiecare dintre noi și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care vine să ne ajute să putem să luptăm împotriva păcatului. Doamne, ajută la lucrul acesta. Știu că părerile sunt împărțite și foarte mulți oameni spun, ai nevoie de Duhul Sfânt, mă, să vorbești în limbi. Stai liniștit că nu numai pentru ai nevoie de Duhul Sfânt. Să vorbești în alte limbi e important, pentru că te zidești pe tine sufletește, dar nu despre asta este vorba. Și ascultați-mă, tocmai de aceea în multe biserici au schimbat lucrarea Duhului Sfânt cu tot felul de surogate. Că am zis, mă, ăștia sunt așa, ăia nu știu cum, hai să nu fim nici așa, nici așa. Dar hai să fim cum zice Biblia și cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Că de aia, că altfel, știi ce v-a stimați, frați și surori, dacă nu credem în lucrarea asta, rupeți paginile de acolo. Dar n-ai nicio taină cu ele dacă nu crezi, nu? Dacă e în Scriptură, înseamnă că e bun pentru mine și pentru tine, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care vine și ne împuternicește să putem să luptăm împotriva păcatului. În al doilea lucru, da? Că timpul trece și avem timpul limitat în dimineața asta. Ce mai face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de ce este important Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru noi și pentru viețile noastre? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu doar că va lupta împotriva păcatului, dar totdeauna Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va lupta împotriva învățăturilor false care sunt. Aduceți-vă aminte ce spunea Mântuitorul Iisus Hristos în Ioan capitolul 16. El venea și spunea în felul următor, da? Când le-a spus ucenicilor că va merge la cer și se va înălța la Dumnezeu Tatăl, la un moment dat a început să tremure și a zis, Doamne, dar acum ce faci cu noi? Ne lași orfani aici? La care Domnul Iisus Hristos vine și le spune în felul următor, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot, spuneți dumneavoastră, adevărul, nu jumate de adevăr. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în viața noastră în mod activ, El este acela care totdeauna ne va călăuzi în tot adevărul. Știți de ce foarte mulți oameni au luat-o razna? Nu neapărat că nu-L iubesc pe Dumnezeu, și o să repet fraza aceasta, pentru că cred din toată inima că îl iubesc pe Dumnezeu. Tocmai datorită faptului că și-au pierdut călăuzirea. Tocmai datorită faptului că au marginalizat lucrarea aceasta. Și au spus, n-am eu nevoie de Duhul Sfânt, dar eu știu ce trebuie să fac. Dar nu știi ce trebuie să faci. Că dacă tu știai ce trebuie să faci și unde să ajungi, nu mai ne trimitea Dumnezeu pe Duhul Său cel Sfânt, ca și călăuzitor, ca și cel care să ne ajute. Dar tocmai de aceea Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt, că noi ca și oameni ne pierdem ușor direcția. Nu vedeți că ești într-un oraș și știi unde vrei să mergi și dintr-o dată începi să te pierzi. Ioi, dar unde? Ai GPS-ul. De ce ai GPS-ul? Nu? Ori inventat ăștia GPS-ul. Tot în Biblie s-au inspirat și ăștia. Mă, există cineva care poate să-i ajute să găsești drumul. Da? Ăsta e Duhul Sfânt. Hai că facem și un GPS, nu? Tot așa de la înălțime, pac, îți trimite coordonate și te ajută să deosebești să mergi unde trebuie să mergi. Ei, Duhul Sfânt are capacitatea mult mai amplă și mult mai diversificată decât orice GPS din lumea aceasta. Pentru că El este Dumnezeu, El este co-creatorul împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. El este coexistentul împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos. El este acela care nu face altceva decât ne ajută totdeauna să luptăm împotriva și El însuși luptă împotriva învățăturilor false. Lumea în care noi trăim este una foarte controversată. Probabil că generația secolului 21 pe care noi experimentăm este una dintre cele mai cele mai controversate generații și o să vă spun de ce. Datorită sistemului în care noi suntem și facem parte, sistemul acesta lumesc, care nu face altceva decât încearcă să ne amprenteze modul de gândire. Dumneavoastră aici în Anglia, cei care suntem în România, cei care suntem în America, peste tot sistemul acesta nu face altceva decât încearcă să ne amprenteze modul de gândire. Și cum? Prin, da, informații.
Și prin informații care le primim și le acceptăm la nivelul minții noastre, poate să ne determine să mergem bine spre traiectorie sau să luăm doar așa 0,05 grade și până la destinație nu o să mai ajungi niciodată la destinația propusă, ci o să mergi undeva așa în stânga, mult de tot. Și când o să crezi că ai ajuns unde trebuie, de fapt ai ajuns pe lângă. Lucrul acesta este un fenomen, mai ales pentru generația tânără, pentru noi, cei care suntem în dimineața în locul acesta. Ne dăm seama că internetul nu face altceva decât ne și favorizează, dar în același timp creează un mediu în care ne amprintează modul de gândire. Și toate informațiile pe care noi le privim au impact la nivelul minții noastre, în conștient, care se depozitează apoi în subconștientul nostru și poate să joace un rol, nu important, ci foarte important, în a ajuta ca să schimbăm valorile Bibliei cu anumite surogate pe care noi începem să le îmbrățișăm. O să vă dau un exemplu. În urmă cu ceva timp, citeam un articol despre Greg Laurie. Pentru cei care îl cunoașteți, Greg Laurie este unul dintre cei mai mari evangeliști ai Statelor Unite. El este și fondatorul Bisericii Harvest din America. Omul acesta, la un moment dat, a fost la funeralul unuia dintre pastorii lui asistenți. Numele celui care murise era Jared Wilson. La vârsta de 34 de ani, omul acesta s-a sinucis și a murit. De fapt, el s-a sinucis, categoric că a murit, dar s-a sinucis și la această mormântare, păstorul lui senior spunea cam în felul următor: stimată audiență, erau mii, zeci de mii de oameni care au venit, pentru că Jared Wilson a fost un om care a fost în depresie. La un moment dat Dumnezeu l-a ajutat să iasă din depresie și a fondat o organizație unde ajutau pe oameni de peste tot din America ca să scape de depresie. Și la un moment dat, el a intrat din nou în depresie, pe la 33 de ani, n-a mai putut să facă față și s-a sinucis. Și omul acesta spunea în felul următor: oameni buni, suntem aici la funeralul lui cel care a fost Jerry Wilson. El a scăpat, zice, acum de probleme, a scăpat de absolut tot, el este în împărăția lui Dumnezeu și el este acela care acum se bucură de liniștea și pacea lui Dumnezeu. Categoric, mulți care s-au uitat împreună cu mine, au zis: mă, stai un pic, cum face asta o astfel de afirmație? Când Biblia mea și a dumneavoastră, în 1 Corinteni, spune în felul următor, că ucigașii nu o să ajungă niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Nu așa zice Biblia. Nu vorbește despre oamenii care la un moment dat poate omorâ pe cineva și oamenii aceia s-au întors la Dumnezeu și s-au pocăit, da? Și au avut șansa să se pochească. Vorbește despre oamenii care se sinucid. Pentru că un om care se sinucide, omul ăla nu mai are șansa să-și ceară iertare pentru păcatul lui. Dacă există cineva aici care se confruntă cu gândul de sinucidere, să știi că este un atac demonic din partea celui rău asupra vieții tale. Să te rogi ca Dumnezeu să-l nimicească. Dumnezeu nu ți-a dat gândul acesta ca tu să-ți iei viața, ci Dumnezeu a pus în noi și o să vedem imediat duc de viață. Doamne, ajută la lucrul acesta. Și mai ales generația tânără, adolescenții se confruntă 80% cu gândul sinuciderii. Da? Că aveți adolescenți acasă, rugați-vă împreună cu ei ca Dumnezeu să-i întărească, să-i țină tare. Și am stat și m-am pus întrebarea aceasta și pe care vreau să vă gândiți și noastră. De ce Jerry Wilson, care era un păstor, care ajuta poate zeci, sute de oameni, mii de oameni, a aderat sau a ajuns să facă gestul acesta? Știți de ce? Pentru că păstorul lui senior spunea în felul următor: oameni buni, toți aceia care se sinucid o să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Toți aceia care mor în felul acesta ajung în împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta, ideologia aceasta falsă a creat un tipar de gândire în viața acestui om. Tiparul acesta de gândire a creat un mod de viață, că ăsta este felul în care merg lucrurile. Și modul acesta de viață l-a determinat să-și pună capăt zilelor fără să-și dea seama că în momentul când se sinucide ajunge în fundul iadului, nu o să ajungă niciodată în împărăția lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-și bate joc de cuvântul său și nu-și calcă cuvântul său în picioare, că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu sfânt. Doamne, ajută la lucrul acesta, să înțelegem, dar vedeți, datorită unei ideologii false. Ideologiile false vin foarte subtil în viața noastră. S-ar putea ca noi de aici care suntem în această dimineață, fiecare dintre noi să avem tot felul de ideologii cimentate în mințile noastre. Nu ne scoate nimeni de ele. De ce? Pentru că așa a făcut mama, așa a făcut tata, așa a făcut la noi la biserică, așa a făcut în zona noastră. Și dintr-o dată începem, noi ne strângem aici în Anglia și ne strângem din 50.000 de locuri și din 50.000 de locuri cu 50.000 de păreri. Și apoi vine pastorul și spune: oameni buni, asta zice Biblia. Bă, frate, dar vii tu să spui mie, la noi pe vremea noastră așa se făcea.
Și din toată începem să ne dăm seama că nu facem altceva decât ne confruntăm cu câteva chestiuni, fără să ne dăm seama că de fapt în spatele acestor lucruri e diavolul care încearcă să ne țină acolo cimentați, tocmai cu scopul ca să ne ducă, ne scoate din biserică, nu-ți convine cum a fost predica, nu-ți convine și eu cântat, plec la altă biserică, din altă biserică pleci în alta, până la urmă o să ajungi unde îți dorești. De acolo oare mai va mai fi prezența lui Dumnezeu? Că ascultă-mă bine ce spun. Noi de multe ori credem că biserica este de vină, dar nu biserica e de vină. S-ar putea ca tu să fii de vină. Și în momentul când ai plecat aici în altă parte, vina care ești tu o duci acolo. Și acolo o să fie tot la fel. Și o duci în altă parte. Cel mai bine este să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea capacitatea să eliminăm din mințile noastre aceste tipare de gândire și să ne aliniem la cuvântul lui Dumnezeu. Că asta face cuvântul lui Dumnezeu. El este acela care totdeauna ne va ajuta ca să mergem și să facem nu altceva decât să ne aliniem în cuvântul său, lăudat să fie numele Domnului. În urmă cu ceva timp, a venit la noi la consiliere o doamnă, de fapt era o soră. La un moment dat când a ajuns la noi la consiliere, a venit împreună cu pastorul, cu fratele ei care era un pastor, și împreună cu soțul ei și cu un copilaj. A început să-mi spună: frate Darius, la un moment dat a zis: frate Darius, zice, mai mult de jumătate de Noul Testament pe de rost. Bă, când am auzit eu, a început să-mi spună 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni. A început să-mi spună Psalmul 23, n-a păstrat, știam și eu. Psalmul 51 și pe ăsta, 91, știam și eu. Dacă nu a început cu 119, am început să mă uit la ea ca la mașini străine, să zic, mă, zic, asta în mintea mea, mă, zic, asta știe mai multe Biblie ca mine. Dar la un moment dat zic, că te da, știi atâta Biblie. Păi tu ce ai venit aici, zic eu, că te ia? La care ea zice către mine, stătea undeva ce în fața mea pe un scaun, zice, îl vezi pe ăsta de aici? Eu mă uit la el, da, zic, pe soțul tău. Ăsta zice, nu-i mai bărbatul meu, zice. Dar numai mi-l trebă pe ăsta. Eu zic, da, ești așa mirghe, așa zic, dar cum adică nu mai ți-l trebă? Dar ce s-a întâmplat eu către ea? La care ea zice către mine, zic, nu, eu zic către ea, zic, dar nu sunteți pe același certificat de căsătorie? Ba da, zice, am numai mi-l trebă pe ăsta, zice. M-a săturat de el, zice. Am zice, am pe altul. Eu, mustre-te, Domnul, să te mustre când... M-a zis asta, dar cum așa zic? Hai să spun, zic, ce s-a întâmplat. Zice, o vine la noi la biserică unul, mă, zice, o cânta cu acordeonul, o tras de acordeonul, de eu zburat smalțul la acordeon. Zice, când l-am văzut ce e mândru și nealcoș cântă, zice, m-am îndrăgostit de el. Puuu, când am auzit eu, mai rău m-am turat așa, zic, dar cum tu așa? Dar stai, zice, ho, zice, nu, stai un pic. Că zice, nu numai atâta, dar zice, în fiecare noapte vine la mine, nu? Atunci am știut că-i bai. Și mi-a spus în felul următor, că va veni cu tare zi, când va veni să mă ieși și pentru totdeauna să fim pentru totdeauna împreună. Și am zis către ea, dar tu știi că asta e împotriva voii lui Dumnezeu și împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Zic către mine, hop, opreaște-te. Nu, zic, am ce? Auzi, zice, hai să spun ceva, zicea către mine. Dumnezeu îmi cunoaște inima mea și știe Dumnezeu că eu sincer înaintea lui Dumnezeu, așa că Dumnezeu să facă cum vreau eu. Și atunci mi s-a ridicat apa la 180 de grade și am zis, mustre-te, Domnul, să te mustre. Hai să spun ceva. Dumnezeu niciodată nu va călca cuvântul ăsta în picioare, nici pentru tine, nici pentru tine, nici pentru mine, pentru nimeni. Dacă Biblia noastră spune că Dumnezeul acesta este un Dumnezeu sfânt, înseamnă că El este un Dumnezeu sfânt. Dacă Biblia aceasta spune că Dumnezeul acesta este acela care nu face altceva decât își dorește să trăim o viață de sfințenie, înseamnă că noi trebuie să trăim o viață de sfințenie. Știți ce a fost trist? Putea Dumnezeu să o libereze pentru că era un demon care o manipula pe această femeie. Un demon care era un lucru fictiv, nu era o persoană actuală. Era un demon care venea în fiecare noapte și manipula modul de gândire și manipula absolut tot. Și o mințea. Și am zis, tu-ți dai seama ce-ți face? La care i-au zis, auzi, lasă-mă pe mine, așa, nici nu te ruga pentru mine, că nu, el m-a dus aici, zice, dar nu vreau să te rogi pentru mine, așa că zice, lasă-mă pe mine așa cum ești. Și a fost trist, a fost trist, stimați frați și surori, că a plecat fără ca Dumnezeu să libereze, când Dumnezeu putea să libereze. Știi ce e trist? De multe ori noi auzim ce trebuie să facem. Noi știm că Dumnezeu ne vorbește nouă, noi știm că noi avem probleme, noi știm că noi în casele noastre nu-i pace, noi știm că există tulburare, noi știm că diavolul a intrat, noi știm că diavolul ne manipulează și cei mai mulți dintre noi, în loc să ne rezolvăm problemele acum, mergem cu ele afară, ca nu cumva să cunoască cineva, să știe cineva. Și asta e strategia pe care diavolul o are. În această dimineață, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu face altceva decât să ne spună fiecăruia dintre noi. Noi trebuie să fim oameni care să alegem să renunțăm la orice învățătură și orice tipar de gândire
care ne-ar putea să ne descalifice. Doamne, ajută la lucrul acesta. Un al treilea lucru, știți ce mai face Duhul Sfânt în viața noastră? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care lucrează în viața noastră sfințenie. Sfințenia este o misiune imposibilă fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi încercăm ca să ne sfințim viețile fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și nu poți. Există două sfințenii de care noi avem parte. Una este sfințenia pozițională. În momentul când îl primim pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor, Hristos este acela care ne spală și ne curățește de tot trecutul nostru. Este sfințenia pozițională. Dar Biblia ne mai vorbește de o sfințenie. Sfințenia progresivă care trebuie să fie în viața credinciosului. Evrei, capitolul 12, versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Este cerința lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți când? În toată purtarea voastră. Asta înseamnă 24 de ore. Noi trebuie să fim oameni care să alegem să ne punem pentru Domnul. Să fim oameni care să trăim în sfințenie. Oameni care să ne punem deoparte ca fii sfânt, stimați frați și surori. Nu înseamnă neapărat că să n-ai cravată. Că așa am înțeles mulți dintre noi, nu? Eu când m-am pocăit și când am văzut pe nu știu câți așa sfântoși din ăia, așa fără cravate, zic, no, ăsta e modelul. Și eu m-am dus acasă, am luat cravățele și am zis la Ligia, le arunc tăte la gunoi, zic că nu mai trebuie să de ele. O zis, lasă-le, acei, zice, lasă-le. Și după vreo 6 luni de zile, când mi-a luat eu păcutare model, l-am văzut pe dânsul cu cravată, dar nu vine niciodată la biserică, n-ai nicăieri, tot frumos, așa, bă, era și vasa lui Dumnezeu și am zis, mă, ăsta sigur, ăsta e modelul. Și când l-am văzut cu cravată într-o poză, am crezut că pic de la credință, da? Numai Domnul m-a zis, Doamne, dar ce-i? Și atunci am mers în rugăciune și a zis Domnul și m-a învățat în felul următor, de ce te uiți la oameni? Că nu oamenii sunt modelele. Vedeți? De ce ai fost de multe ori dezamăgit și dezamăgită? Că ai început să te uiți la X și la Y, cum spunea fratele în această dimineață. Ce-ar fi ca fiecare dintre noi să începem să uităm la Domnul Iisus Hristos? Pentru că când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, ne dăm seama că sfințenia nu este o cerință a fraților pentecostali, a fraților baptiști, a fraților adventiști sau așa mai departe. Sfințenia este o poruncă dată de Dumnezeu. În Levitic, în cartea Levitic, în Dumnezeu și-a scos poporul din cele 6... Din mijlocul celor 6 popoare erau egipteni, asirieni, babilonieni, cananiții, egipteni și mai încă unul fiind 6 popoare. La un moment dat Dumnezeu le spune în felul următor: voi să fiți sfinți. Toate popoarele acestea aveau Dumnezeii lor, aveau tradiții lor, obiceiurile lor, cultura lor. O zis Dumnezeu, voi să fiți sfinți, voi să fiți diferiți de toate popoarele acestea. Dar de ce să fie sfinți? Pentru că eu, Domnul, sunt un Dumnezeu sfânt. Vedeți, Dumnezeu este acela care dorește ca fiecare dintre noi să trăim o viață de sfințenie. Sfințenia nu este după principiile și după rânduielile noastre. Cum mai foarte mulți predicatori vin și spun, fraților, noi avem rânduiala noastră și așa. Nu, ascultați-mă bine! Câte vreme merem după rânduielul să ajunge la sapă de cauciuc. Ați înțeles? Așa, ca să înțelegeți, v-ați dat seama că nu-s din Oltenia, nu-s din la Orșova, ci-s de la Bihor, după accent, nu? Dumnezeu în urmă cu 7 ani de zile mi-a vorbit mie și soției mele și celor 5 copilași care Dumnezeu ne-a binecuvântat, mulțumesc frumos la fel, să părăsim Statele Unite și să mergem la Orșova, să începem acolo lucrare și prin Harul lui Dumnezeu de 7 ani de zile suntem acolo. Am început mai multe biserici, avem undeva la 6 biserici pe care le-am început, avem 2 centri de reabilitare, construim acum un orfelinat pentru copii și seminar teologic și alte lucrări pe care Dumnezeu le face acolo și ne-a dus Dumnezeu în mod deosebit în zona aceea și Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar, slăvit să fie numele Domnului. Dar ascultați-mă bine, noi nu facem după rânduielile noastre. Mă, la noi la Bihor a fost așa, mă, la noi la Suceava a fost așa, mă, la noi la Rădăuț a fost așa, mă, la noi la Cutare a fost altcumva. Oameni buni, la noi trebuie să fie cum e în Biblie. Amin. Și dacă Biblia noastră spune că noi trebuie să trăim o viață de sfințenie, noi trebuie să trăim o viață de sfințenie. Adică a fi sfânt înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Adică în fiecare dimineață să alegi să nu semeni ca lumea, să nu iubești lucrurile din lume, să nu trăiești după principiile lumii, ci să spui, Doamne, și astăzi vreau să trăiesc ca Tine. Doamne, și astăzi vreau să fac, Doamne, voia Ta. Și astăzi, Doamne, vreau să mă supun Ție și voii Tale. Știu că va fi o zi rea, dar în numele Tău, Doamne, și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, știu că o să pot, Doamne, să trăiesc o viață sfântă înaintea Ta, lăudat să fie numele Domnului. Vedeți, noi foarte mulți dintre noi zicem, dar e greu, frate, dar o să trăiești o viață de sfințenie. E greu când trăiești fără de Duhul Sfânt. Tocmai de ce îi spune Duh Sfânt, că El te ajută să te sfințești. El te ajută să-ți controlezi vorbirea. El îți ajută să-ți controlezi acțiunile. El îți ajută să-ți controlezi mediul în casă.
Pentru că asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să-i ajute la lucrul acela. Când lăsăm ca viața noastră să fie sub supunerea Duhului Sfânt, vom vedea felul în care Dumnezeu va începe să lucreze. Nu mai știți care e problema? Noi nu prea îl iubim așa de mult pe Duhul Sfânt, deși El ne iubește mai mult decât îl iubim noi. Noi nu suntem atât de determinați ca să ne supunem în totalitate Duhului Sfânt. Și cei mai mulți dintre noi ne mulțumim cu experiența Duhului Sfânt. Și vine frate și te întreabă, tu ai pe Duhul Sfânt? Da, zice, m-am născut din nou, că doar nașterea din nou este produsul Duhului Sfânt. A doua etapă este botezul cu Duhul Sfânt și a treia este reumplerea care trebuie să se întâmple în mod activ în viața credinciosului. Și toate aceste etape le face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și indiferent la care stadiu ești, tu spui, da, eu l-am pe Duhul Sfânt. Dar problema nu se pune așa, stimați frate și soră, stimați tine. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te are pe tine. Că una să-l ai tu pe Duhul Sfânt și alta să-ți aibă El pe tine. Când tu l-ai pe Duhul Sfânt, tu faci ce vrei. Când tu l-ai pe Duhul Sfânt, umbli cum vrei. Când tu l-ai pe Duhul Sfânt, arăți cum vrei. Când tu l-ai pe Duhul Sfânt, vorbești cum vrei. Când tu l-ai pe Duhul Sfânt, o să te comporți cu partenerul de viață cum vrei tu. Când tu l-ai pe Duhul Sfânt, o să te comporți cu copiii tăi cum vrei tu. Dar când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne are pe noi, atunci lucrurile încep să se schimbe. Atunci îmi dau seama că viața mea nu-i mai a mea, că e a Lui, că El este Cel care m-a răscumpărat. Îmi dau seama că vorbirea mea nu mai trebuie să fie cum a fost când a fost în lume, așa cu două înțelesuri și cu alte chestiuni și cu glume de tot felul de înțelesuri și așa mai departe, ci vorbirea mea trebuie să fie drasă cu sare. Îmi dau seama că între relația dintre mine și partenerul de viață, dacă nu este bine, mă gândesc cum e relația dintre Dumnezeu și biserică. Și relația dintre Hristos și biserică este o relație de dragoste, o relație în care totdeauna Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu face altceva decât ne copleșește cu bunătatea sa. Mai eliminați din mințile voastre că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu sadic, un Dumnezeu care ne bate, care ne biciuiește. Că Biblia nicăieri nu spune lucrul ăsta. Biblia ne vorbește, nu vezi tu omule că bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă la pocăință, nu asprimea lui Dumnezeu. O, Dumnezeu este și un foc mistuitor, dar pentru copiii săi, El este acela care totdeauna este dragoste, mărit să fie numele Domnului. Dar vedeți, tocmai datorită faptului că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne permitem să vorbim cum vrem unii cu alții, să ne comportăm cum vrem, să avem atitudini care ne descalifică pe cei mai mulți dintre noi, deși ne-am dorit anumite chestiuni. De ce? Pentru că nu mai trăim o viață de sfințenie. Generația în care noi trăim este o generație care a eliminat și când vorbim despre sfințenie, vorbim ca despre lucruri taburi. Și lucrul ăsta este dureros. Tocmai de aceea biserica lui Hristos nu mai arată ca și a lui Hristos. Ce arată ca și cu tare, ca și cu tare, ca și cu tare, ca și lumea, ca și păstorul cu tare, ca și cu tare confesiune și așa mai departe. Când biserica lui Hristos ar trebui să arate exact ca și Iisus Hristos, îi spune, frate, dar de ce? Pentru că Dumnezeul pe care, în numele căruia noi ne strângem, acest Dumnezeu care este un Dumnezeu Tatăl, este un Dumnezeu Sfânt, amin. Domnul Iisus Hristos este un Dumnezeu Sfânt, amin. Duhul Sfânt este Sfânt. Biblia spune, când Hristos va veni cu Sfinții Săi Îngeri, Sfinții Săi Îngeri, Îngerii lui Dumnezeu sunt Sfinți. Și tot ce se întâmplă în Împărăția lui Dumnezeu nu este altceva decât Sfinț. Că de-aia, la un moment dat, Isaia când a văzut templu, când a văzut că în templu tronul era gol, a mers acolo și a văzut că unchiul său, Osia, a murit. După 54 de ani de domnie, a fost cel mai strateg împărat pe care l-a avut evreii vreodată. A fost atât de abil, a avut acea mare capacitate, niciodată nu a fost înfrânt vreodată. A fost cel mai puternic împărat, mai puternic ca David a fost. David a avut lucrurile lui extraordinare, dar omul acesta, citiți despre Osia, nu pierdu nicio bătălie. Și Isaia era nepotul lui. Isaia când mergea la templu, vedea pe unchiul, zicea, ha, suntem în liniște, avem libertate, avem pace. Dar nu și-o dat seama că de fapt nu Ozia era acela care ținea pacea. Nu Ozia era acela care era strategul. Nu Ozia era acela care a construit toată împărăția. Ci exista cineva care niciodată nu lipsește de pe tronul lui, lăuda să fie numele Domnului. Și în momentul acela când l-a văzut pe Dumnezeu, când a văzut poala hainei Domnului, când a văzut că templul este invadat de sfințenie, a văzut pe făpturile care erau în jurul tronului de domnie și nu făceau altceva decât strigau sfânt. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul și Dumnezeul nostru nu este de trei ori Sfânt. Dumnezeul nostru este infinit Sfânt, lăudat.
binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea cei 24 de bătrâni și aruncă coroanele înaintea Lui și cu fața se aruncă la pământ și nu fac altceva decât zi și noapte împreună cu miliardele de îngeri strigă toți la unison: Sfânt este Domnul oștirilor, mărit să fie Domnul. Că asta înseamnă să fii sfânt, să fii pus deoparte pentru Dumnezeu, să alegi de bună voie. În dimineața aceasta ai ales să vii la casa lui Dumnezeu și asta se numește sfințenie. Vei veni și de seară, poate dacă nu să-ți faci alte lucruri, nu? Dacă nu mergi la barbecue sau altundeva, vii aici la casa lui Dumnezeu și aia se numește sfințenie. Și mâine dimineață când vei lua Scriptura și o să citești înainte să mergi la lucru, că asta ar trebui să faci înainte să mergi la lucru. O să citești și lucrul acela se numește sfințenie. Și când vei merge pe mașină, îți vei da seama că Domnul este Cel care este cu tine și o să începi să te rogi. Și aia e sfințenie. Și vei merge la lucru și o să dai de tot felul de opoziții și de tot felul de chestiuni. Dar lucrul acela nu va face altceva decât te va ține în picioare. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este acela care totdeauna va lucra în dreptul fiecăruia dintre noi, lăudat să fie numele Domnului. Și un ultim lucru pentru noi în această dimineață. De ce mai avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care totdeauna ne va ajuta să luptăm împotriva păcatului. Ne va ajuta să luptăm împotriva învățăturilor false. Ne va ajuta să ne sfințim viețile. Al patrulea lucru și ultim, nu ar fi ultimul, dar pentru noi în această dimineață e ultimul. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este viață. De aia ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știi de ce n-ai poftă de rugăciune? Nu că nu iubești pe Dumnezeu, că nu mai este viață în tine. Știi de ce nu mai citești Biblia? Ai aflat în dimineața asta că nu mai ai viață. Știi de ce ai probleme în casa ta și tu stai nepăsător și încerci să-ți rezolvi problemele cu soluții umane? Pentru că nu mai ai viață. Știi de ce copiii noștri de multe ori sunt răzvrătiți? Pentru că în casele noastre nu mai ai viață. Nu vorbim de viața biologică pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ci vorbim de viața spirituală, viața care vine din Duhul lui Dumnezeu. Acesta este viață. El pătrunde în ființa noastră, se materializează în centrul ființei noastre, naște din nou, dar nu se oprește aici. Cei mai mulți dintre noi am înțeles în felul următor: dacă mă pun pe rugăciune și stau pe rugăciune, acolo Domnul mă cercetează și acolo Domnul lucrează. Și vă spun că nu numai acolo Domnul ne cercetează. Dacă vin la biserică, e locul unde mă întâlnesc cu Domnul, și eu spun greșită ideologie, la biserică trebuie să vin cu Domnul de acasă, să-L ducem cu noi aici, dacă El e în viața mea. Dar El nu vine și pleacă ca în vechime, vine și pleacă așa, tot face distanță, kilometri, fierbă musculară. Așa ne-l imaginăm pe Domnul. Păi dacă Biblia spune că noi suntem locuiți și suntem temple ale Duhului Sfânt, înseamnă că noi trebuie să-L ducem în dimineața asta aici și ar trebui să fim toți un amin și aleluia și osanale și să urlăm aici că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu viu. Dar de ce ne chem de rugăciune? Ți-ai pus întrebarea asta? Vei spune: frate Darius, nu știu că de multă vreme mă lupt cu gândul ăsta. Știu că vă luptați, că de-aia Domnul vă vorbește. Că m-a rugat, credeți-mă, n-am știut unde vin. Nu m-am uitat pe internet la ce biserică vin. Că nu fac lucrul ăsta. Dar știu că Domnul ne vorbește în dimineața asta. Că aici e unul dintre cele mai falimentare domenii, poate. De ce? Nu că nu-L iubești pe Domnul, că cu siguranță cred lucrul ăsta, nu trebuie să-mi spui. Ascultă-mă, îți spun eu de ce nu te rogi. Știi de ce? Pentru că diavolul e acela care totdeauna urăște rugăciunea. Asta urăște diavolul. Eram în Spania, invitat la o biserică și la un moment dat când l-a auzit un alt păstor dintr-o altă biserică, că s-a acolo, l-a sunat pe păstor unde eram și zice: frate, zice, vrei să vii cu fratele Darius până la noi sâmbătă dimineața? Avem aici un băiat, zice, de 27 de ani, are 1,90 m, e cu o coșadă spate, plin de demon, zice, suntem vreo 20, nu putem să facem față cu el. Veniți, zice, să vă rugați împreună cu noi. Mi-a spus: frate Darius, vrei să mergem? Zic: categoric, mergem, nicio problemă, mergem. Am ajuns acolo, erau 20 de bărbați, un cerc așa. Era toată echipa de mijlocire a bisericii erau acolo. Bărbați pe care îi cunoșteam, am fost de mai multe ori în biserică. Și la un moment dat, demonizatul era în mijloc. Când am ajuns acolo, mi-am pus pe scaun dintr-o dată, așa cu privirea asta demonică, zice către mine: noi vă urâm pe voi creștinii. Dar știam asta că și noi urâm pe ei, mustră-i Domnul să-i mustră-i de numai. Dar zic, dar de ce mă ne urâți, mă? Pentru că în momentul în care voi începe să vă rugați, ascultați-mă bine, la 2-3 km distanță de locul unde voi vă rugați, focul lui Dumnezeu cade peste noi și ne mistuie. Am zis: mărit să fie Domnul. Mărit să fie Domnul. De ce nu te rogi? De ce? Că cred că-L iubești pe Dumnezeu. Dar nu vorbesc aici la biserică, ci ne rugăm toți. De ce nu te rogi acasă? Din 24 de ore, 8 ore le lucrezi, 8 ore le dormi, din 8 ore, cât îi dai lui Dumnezeu? Cât? Noi vrem să fim biruitori, noi vrem să fim. Cât?
Dar ce ne determină să nu facem lucrul ăsta? Că aduce aminte când poate Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt, cum ai fost? Stăteai numai în Biblie, stăteai numai și citeai cuvântul, tot de timpul meditai la Dumnezeu, oriunde mergeai, te rugai, lăudai pe Dumnezeu, era altceva. Acum de ce nu mai ești așa? Că ai venit în Anglia să faci bani? Că ai venit aici ca să-ți faci o casă mai bună pe care să o ardă focul când vei merge în împărăția Domnului, să-ți cumperi o mașină mai luxoasă de care să se folosească altcineva și să o mânce ruginile, să-ți cumperi, să-ți faci mai multe garaje la casă. Pentru ce ai venit? Care-i scopul? Pentru ce credem că ne-a dus Dumnezeu aici? Bun, ia Dumnezeu din America, ne duce în Orșova, alții v-au luat Dumnezeu din România, v-au dus aici. Nu e o problemă asta, ascultați-mă bine, știu că trebuie să lucrăm. Dar știți ce e problema? Că trecem dincolo și am schimbat prioritățile vieții. Că Hristos a spus în felul următor: dacă aveți ce mâncați și cu ce vă îmbrăcați, este suficient. Noi vrem mai mult. Asta i-a promis Dumnezeu că ne dă. Și ne dă Dumnezeu, că nu ne lasă Domnul niciodată. Și mi-a spus: dar frate, dar e rău să am mai mult? Nu e rău, câtă vreme nu schimb prioritățile. Dar problema e că cei mai mulți dintre noi n-am știut cum să ne așezăm prioritățile și am schimbat prioritățile în viețile noastre. Și în loc să fim oameni care să fim plini de viață, nu mai avem viață. Că de-aia există certuri, de-aia există invidie, de-aia există orgoliu, de-aia există mândrie, de-aia există tot felul de trufii, tot felul de chestiuni, lăstar de amărăciune în viețile noastre, de-aia nu mai avem pasiune, de-aia nu ne place să ne implicăm în biserică, de-aia nu ne mai dăm zecioala la biserică, de-aia nu ne implicăm. De ce? Pentru că nu mai există Duh de viață în noi. Că în momentul când vine Duhul de viață, El îți revigorează toate domeniile din viața ta. Viața noastră este compartimentată în domenii. Și fiecare domeniu poate să fie afectat. Poate domeniul financiar, poate familiar, poate sentimental, emoțional și așa mai departe. Toate pot să fie afectate. Dar când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ăsta este viață și nu face altceva decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care regenerează viețile noastre ca să fim oameni care să ardem pentru Domnul. Doamne ajută pentru lucrul acesta. Oameni care să fim pasionați pentru El, pentru lucrarea Lui. Atunci când ne punem pe genunchi, să curgă lacrimile din ochii noștri și să spunem: Doamne, îți mulțumesc că ești cu mine, dar îți mulțumesc nu numai atâta, îți mulțumesc că Tu ești viață și ești cu mine și mă păzești și mă ocrotești și îmi dai puterea și tăria ca să trăiesc pentru Tine. Și dacă voi trece prin valea umbrei morții, nu e nicio problemă, că Tu ești cu mine, Doamne. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Vei spune: frate, dar e greu. Nu-i greu, ascultați-mă bine, oameni buni, ce vă spun. Nu-i greu. Este un blocaj undeva în viața ta, de-aia n-ai puterea și capacitatea asta. Undeva ceva, un declin s-a întâmplat. Este vremea când să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne descopere toate lucrurile și toate falimentele din casele noastre, din viețile noastre, lucrurile care ne împiedică să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să alegem să ne rugăm împotriva lor, ca Dumnezeu să ne elibereze de ele. Doamne ajută la lucrul acesta, Duhul acesta de viață nu face altceva decât ne revigorează viețile spirituale, dar ne revigorează și viețile fizic, relațiile dintre noi, dar viețile fizic. Eram odată invitat într-o biserică, n-am mai fost niciodată în biserica aceea și cu asta mă opresc și o să ne rugăm în seara asta. În dimineața asta am fost invitat într-o biserică și la un moment dat eram cu echipa Tabor de la noi, de la Orșova, și stăteam undeva așa în față, era biserica puțin diferită de a noastră și aici era culoarul din mijloc. Era o soră care era într-un cărucior cu rotile, stătea acolo și ea și toți uitau la mine, toți se uitau la mine. Mă zic, n-am mai fost aici în biserica asta niciodată, dar zic, poate mă știi de pe internet, mă fi urmărit predicile sau lucrarea pe care Dumnezeu o face acolo, și zic, sigur m-a văzut. Am predicat, am provocat biserica la o rugăciune. A fost o seară normală ca așa, nimic special. N-am primit niciun așa un îndemn din partea Domnului să fac anumită lucrare, ceva special. Când primesc, atunci știu că Domnul lucrează într-un mod deosebit, dar n-am primit nimic, dar ne-am rugat. Și am ajuns la un moment dat, am făcut două echipe, că au reușit mai mulți în față, am făcut două echipe. Eu cu un băiat ne-am rugat pentru cei din stânga și alți doi frați pentru cei din dreapta. Și am început să ne rugăm și am ajuns la sora respectivă. Și la un moment dat am început să ne rugăm și am pus mâinile peste ea. Și în timp ce mă rugam, m-am simțit că de sub mâinile mele începe să se ridice. Am zis, mă, din respect pentru faptul că mă rog pentru ea, ea, zic, se ridică în picioare. Dar la un moment dat am simțit că pun eu mâna cei pe umărul meu și o mână pe umărul lui fratele care era lângă. Și am început să fac un pas. Când am făcut un pas, oamenii s-au sesizat și au început mai tare să se roage. Unii au început să laude pe Domnul, au început să facă al doilea pas, au început să facă al treilea pas, au început să urle, să unii să cadă jos, să laude pe Dumnezeu. Atunci mi-am dat seama că era ceva bai cu femeia respectivă. Ne-a rugat pentru toți și la un moment dat a venit prezbiterul bisericii, conducătorul, și zice, fraților, oamenii ăștia, zice, nu știe cine este sora. Ei nu știu că asta e soția mea și nu știu că de 18 ani este pe căruciorul acesta cu rotile și niciodată nu s-a ridicat după el de 18 ani.
În seara aceea vreau să vă spun ceva, că fratele Darius nu a făcut nimica, dar vreau să vă spun ce i-a făcut Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este viața. I-a întărit picioarele atrofiate, mușchi atrofiați. N-avea nimic. În seara aia mergea și mâncat la ea acasă. Avea un walker din ăla de aluminiu în casă și cu ăla zicea: astăzi, în seara asta, eu vă servesc. Și a început sora noastră, după 18 ani, să umble prin casă. Mai greu la început, da, cu walkerul acela, dar a început să ne servească. Cât de mare este Dumnezeu nostru! Dumnezeu nostru nu a făcut numai în trecut minuni, dar eu știu că tu în dimineața asta ai nevoie de o minune în casa ta. Eu știu că lucrurile nu merg cum trebuie în casa voastră. Eu știu că în seara, în dimineața asta, tu ai nevoie ca Domnul să lucreze în dreptul tău. Și am nevoie de Duhul de viață, pentru că fără de El sunt nimica. Și fratele Ciprian și păstorii de aici și echipa de aici și toți, toată biserica, avem nevoie. Deci aș vrea să vă provoc în această dimineață, fiecare dintre noi, în momentele care le mai avem, vă și invit să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea lui Dumnezeu. Nu știu care e problema ta, nu știu care este situația, nu știu care este lucrul care te confrunți, dar aș vrea să spun în această dimineață: Cel care este biruitorul este Iisus Hristos Domnul. Cel care este biruitorul este Iisus Hristos Domnul. El are toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ și toate lucrurile sunt gata. Poate ești în dimineața aceasta, în locul acesta, și îți dorești neapărat un copil, ca Dumnezeu să-ți dea un copil. Aș vrea să spun un lucru: Dumnezeul nostru este acela care se atinge și de pântece și dă și copii. Poate ești în locul acesta dimineața aceasta și ai o problemă în trupul tău. Aș vrea să spun că pentru Dumnezeu lucrul ăsta nu-i prea mare. El vindecă și cancerul, El eliberează și de orice apăsare și de Duhul de frică și de depresie. El eliberează, că El este Dumnezeu, El este gata. Poate în căminul tău relația dintre tine și partenerul nu-i cum trebuie și tu îți dai seama și n-ai curajul să spui la nimeni, dar în această dimineață Domnul te știe și te cunoaște și El este gata să sudeze relația aceea, să fie casa ta un colț de rai, pentru că El poate să facă lucrul acesta. De aceea este Duh de viață. Poate că te gândești și te frământi și o să faci, cum o să faci, unde e locul unde Dumnezeu vrea să fie. În dimineața aceasta roagă-te ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-ți spună în minte și să-i călăuzească și o să vezi că El face lucrul ăsta. Oameni buni, oameni buni, eu când vreau să vorbesc cu copiii mei, nu mă duc să-i spun la vecinul meu, la Mărin: Mărine, du-te spune la Eramis, du-te spune la Chianus, du-te spune la Nisa, du-te spune la Johnix, du-te spune la Asher. Ce vreau să fac? Nu mă duc la vecinii mei. Eu ca tată mă duc să-i spun lui direct, la copilul meu, ce vreau să fac. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu se margă să-i spună la altul, deși câteodată o face și nu eliminăm varianta aceasta, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu își dorește să-ți spună ție direct, în dimineața asta, să auzi vocea Duhului Sfânt, să-ți dea pace, să-ți dea liniște, să-ți dea siguranță, să-ți dea nădejde, să-ți dea speranță. Că asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oameni buni. Noi nu îl avem pe Duhul Sfânt să ne lăudăm, că nu suntem mai special ca alții, că nu suntem mai special. Noi ne-a trimis Dumnezeu Duhul Sfânt ca toți să putem să fim oameni care să putem să biruim în numele Lui, să fim oameni care să facem o diferență prin viețile noastre, prin casele noastre, prin copiii noștri, prin tot ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Mări să fie numele Domnului. Dar pentru aceasta, stimați frați și surori, ca cerul să se coboare pe pământ, pământul va trebui să se roage. Și ăsta ești tu și cu mine, că noi vrem ca Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu nu lucrează câtă vreme nu cerem și câtă vreme nu batem și câtă vreme nu ne întrebăm. Doamne, vrem cerul Tău pe pământ. Atunci pământul va trebui să se roage și atunci vom vedea slava lui Dumnezeu coborându-se aici pe pământ. Că asta face El, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să-i trăim rugăciunea aceasta și să ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. Doamne, venim înaintea Ta, Doamne, să ne rugăm pe Tine, Doamne, Te glorificăm pe Tine. Thank you.
cercetează biserica de aici în loc. Nu, nu, nu.